Vă invit să deschidem Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu la Cartea Profetului Amos, capitolul 4. Cartea Profetului Amos, capitolul 4, pagina 887 în Sfânta Scriptură. Pentru copii spun pagina, nu pentru cei mari. Meditația din seara aceasta este inspirată din versetul 12 din acest capitol și se intitulează Pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Citim de la versetul 1 până la versetul 12 și apoi în rugăciune stăm înaintea Domnului și fratele Sorin Dan este la balcon, tronsonul al treilea sus pe mijloc, la mic, ne va conduce în rugăciune cu voce tare. Ascultați cuvântul acesta juncane din Basan, de pe muntele Samariei, voi care a surprins pe cel sărman, zdrobiți pe cei lipsiți și ziceți bărbaților voștri, dați-ne să bem. Domnul Dumnezeu a jurat pe sfințenia lui și a zis, iată vin zile pentru voi când vă vor prinde cu cârligele și rămășița voastră cu undița de pescari. Veți ieși prin spărturi, fiecare drept înainte, și veți fi lepădate în harmon, zice Domnul. Duceți-vă numai la Betel și păcătuiți. Duceți-vă la Gilgal și păcătuiți și mai mult. Aduceți-vă jerfele în fiecare dimineață și ele la fiecare trei zile. Faceți să fumege jerfe de mulțumire făcute cu aluat. Trâmbițați-vă, vestiți-vă darurile de mâncare, de bunăvoie. Căci așa vă place copia lui Israel, zice Domnul Dumnezeu. Și eu de partea mea, zice Domnul, V-am trimis foametea în toate cetățile voastre și lipsa de pâine în toate locuințele voastre. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. N-am vrut să vă dau nici ploaie când mai erau încă trei luni până la secerat. Am dat ploaie peste o cetate, dar n-am dat ploaie peste altă cetate. Într-un ogor a plouat și altul în care n-a plouat s-a uscat. Două, trei cetăți s-au dus la alta ca să bea apă și tot nu și-au potolit setea. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. V-am lovit cu rugină în grâu și cu tăciune. Grădinile voastre cele multe, viile, smochinii și măslinii voștri, i-au mâncat deseori lăcustele. Cu toate acestea, zice Domnul, tot nu v-ați întors la mine. Am trimis în voi ciuma, ca în Egipt, v-am ucis tinerii cu sabia și am lăsat să vi se ia caii, am făcut să vi se suie în nări, duhoare taberei voastre. Și cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. V-am nimicit ca pe Sodoma și Gomora, pe care le-a nimicit Dumnezeu și ați fost ca un tăciune scos din foc. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. De aceea îți voi face astfel, Israele, și fiindcă îți voi face astfel, pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău, Israele. Amin. Plecăm capetele în rugăciune. Doamne Tată Ceresc, îți mulțumim pentru modul cum ne-ai binecuvântat în acest an. Îți mulțumesc, Doamne, că ai revărsat binecuvântările Tale. Îți mulțumesc că ești prezent în această seară cu biserica Ta. Îți mulțumesc, Doamne, pentru fratele Paul. Ne rugăm să-i dai cuvânt potrivit pentru fiecare dintre noi. Te rog să-l binecuvântezi. Te rog ca în urma acestui cuvânt ajută-ne să Plecăm de aici diferit de cum am venit, Doamne. Te rog, schimbă-ne prin cuvântul tău, conformează-ne tot mai mult cu voia ta și cu ceea ce ai pregătit pentru noi. Te rog să binecuvântezi acest an care stă să vină, ajută-ne ca prin tot ceea ce facem să te facem pe tine cunoscut, să fim o binecuvântare unii pentru ceilalți și mai ales pentru lumea care așa mare nevoie are de tine în acest an. Te rog să ne binecuvântezi pe fiecare în parte. În numele Domnului Isus, amin. amin. Vă invităm să ocupați locurile. În 11 septembrie 2001, lumea întreagă a fost în stare de șoc atunci când, în atacul terorist care a lovit Statele Unite, cele două turnuri gemene au luat foc. Clădirea Pentagonului a fost lovită și a luat foc. Un alt avion care se îndrepta spre Casa Albă s-a prăbușit datorită faptului că pasagerii au înțeles ce se întâmplă și au luat cu asalt teroriștii care pusese rămâna pe avion. America a fost în stare de șoc și în zilele următoare tot spațiul aerian deasupra Americii a fost închis. N-a mai fost voie să se ridice de la sol niciun aparat de zbor. Lumea era în stare de groază, de spaimă, de teamă. În duminica următoare, toate bisericile din America au fost arhiplini. Oamenii s-au dus la biserică. După aproximativ trei zile, s-a deschis spațiul aerian și au început să pornească încet, încet cursele comerciale. Oamenii care aveau planificate călătorii, întâlniri, care fuseseră toate contramandate, cu teamă se întrebau dacă să mai îndrăznească să zboare cu avionul sau nu. În prima dimineață în care au pornit zborurile, fratele Ilie Sorițău a hotărât să încerce și urma să zboare de undeva din Florida înspre Atlanta. O cursă de dimineață la ora 6. S-a dus la aeroport și nu ca de obicei, și straniu era pustiu. Și-a făcut toate formalitățile pentru călătorie, s-a dus la poarta de îmbarcare, s-a urcat în avion, s-a așezat pe un scaun și-a închis ochii să se roage. Avionul a mers pe pista de decolare, a decolat și fratele Ilie și-a deschis ochii să se uite. Și l-a prins groaza că era singurul pasager în avion. În stare aceea de groază, și vă rog să vă imaginați că era groaza în toată lumea, și a scos repede Biblia și a cerut lui Dumnezeu să-i dea un verset ca să-l încurajeze. Și a deschis-o repede la Psalmul 90, versetul 12. Învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Și îmi spunea fratele Ilie: De multe ori a citit textul acesta, dar niciodată n-a avut un asemenea impact asupra vieții lui ca în dimineața aceea. Pentru că era posibilitatea să fie ultima zi din viața lui. Nu era călătorie ca de obicei. În seara aceasta încheiem cu ajutorul lui Dumnezeu un an. Și mesajul pe care Duhul lui Dumnezeu mi l-a pus pe inimă pentru seara aceasta este versetul 12 din Amos 4. Pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Și în această ultimă zi a anului, mă rog ca textul acesta să aibă un impact deosebit în viața noastră. Dacă ar fi ultimul an pentru mine și dacă ar fi ultimul an pentru tine și cine știe dacă nu este ultimul an. Ești pregătit să te întâlnești cu Dumnezeul tău? Acesta este mesajul central al cărții lui Amos. Ne vom uita la oamenii din vremea aceea să vedem cum erau ei și de ce Dumnezeu le-a dat mesajul acesta atât de aspru. Atât de categoric. Și apoi ne vom uita la vremea noastră să vedem de ce mesajul acesta se potrivește pentru noi. Amos își începe cartea spunându-ne că mesajul pe care l-a transmis a fost pe vremea lui Ozia, împăratul Iuda. Și pe vremea lui Ieroboam, fiul lui Ioas, cunoscut în istorie ca Ieroboam al doilea. Ca să înțelegem mai bine mesajul lui Amos, e nevoie să ne reamintim puțină istorie a poporului Israel. După domnia lui Solomon. Pe la anul 931, înainte de Hristos, Solomon a plecat în veșnicie și a rămas să domnească în locul lui unul dintre fiii lui, pe nume Roboam. Roboam a fost un om fără judecată. S-a sfătuit cu bătrânii cum să conducă țara. Și bătrânii l-au sfătuit să o conducă cu bunătate, cu milă, compasiune cu față de oameni, să le ușureze viața. Și apoi s-a sfătuit cu tinerii. Și tinerii au spus, Roboam, spune-le că degetul tău va fi mai aspru și mai greu decât piciorul tatălui tău. Că tatăl tău i-a bătut cu bice, dar tu să-i bați cu scorpioane. Că îi vei conduce cu mână de fier. Ca să știe că ești un împărat tare. Nu ești din esență moale. Și lui Roboam i-a plăcut varianta aceasta. Așa că a început să pună poveri, să se poarte aspru. Și țara s-a rupt în două. Zece seminții din nord au întemeiat regatul din nord, cunoscut ca și regatul lui Israel, cu capitala la Samaria, și două seminții au rămas cu Roboam la Ierusalim, regatul de sud, regatul lui Iuda. Au trecut din vremea lui Ieroboam, care a fost întâiul împărat în nord, și Roboam, care a urmat după tatăl său, Solomon, în sud. Și în vremea lui Iamo suntem pe la anul 750 înainte de Hristos. Deci de la 931 au trecut ani mulți și suntem acum la anul 750. În împărăția de nord au fost de la Ieroboam I până la Ieroboam al doilea, 13 împărați, toți răi. Dar ce-a făcut Ieroboam când a rupt țara și s-a dus cu 10 seminții? A zis următorul lucru. Acum supărați pe casa lui David, pe neînțelepciunea lui Ieroboam, vin cu mine, numai că Templul este la Ierusalim. Și încet, încet se vor duce la Ierusalim să se închine și inima îi se va îndepărta de mine și se va lipi de casa lui David. Și s-ar putea chiar să mă omoare. Așa că la problema aceasta politică a căutat o soluție religioasă. A făcut două centre religioase în nord. Unul la Dan și celălalt la Betel. Făcut două altare. Ca oamenii să nu meargă la Ierusalim să se închine, ci să se închine la Dan și la Betel. Și pe cele două altare a turnat doi viței. Și a adunat poporul și a arătat spre viței aceia și a spus, Iată Dumnezeul tău, Israele! De la adevăratul Dumnezeu, binecuvântat să-i fie numele, a dus poporul să se închine la două animale, la doi viței. Simbol a idolilor fertilității de la popoarele păgâne. Și toate ritualurile în acestor idoli erau deosebit de spurcate. Multă stricăciune. Și de-a lungul anilor, poporul s-a stricat atât de tare încât în vremea lui Ieroboam al II-lea, în vremea lui Amos, poporul ajunge la limita la care Dumnezeu nu-i mai poate suferi pe fața pământului. stricăciune socială, nedreptate, corupție. Au ajuns până acolo încât ne spune Biblia că au ajuns să-l vândă pe cel neprihănit pe bani și pe sărac pe o pereche de încălțăminte. Atât valora înaintea lor un om creat după chipul și semnarea lui Dumnezeu. Dacă ne uităm la ei, în stricăciunea lor, voi care ziceți când va trece luna nouă ca să vindem grâul și sabatul ca să deschidem grânarele, să micșorăm efa și să mărim ciclul. Și să strâmbăm cumpăna ca să înșelăm. Apoi vom cumpăra pe cei nevoiați pe argint și pe sărac pe o pereche de încălțăminte și vom vinde codină în loc de grâu. Nedreptate și corupție până la punctul la care Dumnezeu nu mai suferă. Stricăciune și rătăcire religioasă. Se închină la idoli. Se duc în destrăbălare și destrăbălarea devine un fel de mod de viață. Capitolul 2 versetul 7. Ei doresc să vândă țărâna pământului pe capul celor sărmani și calcă în picioare dreptul celor nenorociți. Fiul și tatăl se duc la aceeași fată ca să pângărească numele meu cel sfânt. Se întind lângă fiecare altar pe haine luate ca zălog. Duceți-vă numai la Betel ca să păcătuiți. Duceți-vă la Gilgal ca să păcătuiți și mai mult. Aduce jerfele din fiecare dimineață și zeciuierile fiecare, la fiecare trei zile. Face să fumeze jerfe de mulțumire făcute cu aluat. Trâmbițați-vă, vestiți-vă darurile de mâncare de bunăvoie, căci așa vă place copia lui Israel, zice Domnul Dumnezeu. Ei se culcă pe paturi de fildeș și stau întinși alene pe așternuturile lor, mănâncă miei din turmă și viței puși la îngrășat. Aiurează sau delirează în sunetul alăutei. Se cred discuțiți ca David în instrumentele de muzică. Beau vin cu pahare largi, se un cu cel mai bun unde lemn și nu se întrestează de prăpădul lui Iosif. Și continuă Amos să scoate la lumină stricăciunea morală și stricăciunea religioasă. În toate adunările lor e mult fast, dar nu se schimbă nimeni, nu se pocăiește nimeni. Și Dumnezeu spune, V-am avertizat. V-am transmis semnale că drumul pe care mergeți e rău. V-am trimis foametea în toate cetățile voastre și lipsa de pâine în toate locuințele voastre. Vreme de foamete, vreme de rație alimentară, vreme în care oamenii nu găsesc alimente. Și Dumnezeu spune, a fost avertizarea mea și cu toate acestea, nu v-ați întors la mine. N-ați înțeles că eu sunt cel care dă pâinea. N-am vrut să vă dau nici ploaie. Când mai erau încă trei luni până la secerat, am dat ploaie peste o cetate, n-am dat ploaie peste altă cetate, într-un ogor a ploat, în altul n-a ploat și s-a uscat. Două cetăți s-au dus la alta să caute apă și nu s-au săturat, nu și-au potolit setea. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. Secetă, criză de apă. Dar nu înțeleg că Dumnezeu dă ploaie, Dumnezeu dă apă. Ce nu se întorc la el. V-am lovit cu rugină în grâu, cu tăciunii. Grădinile voastre cele multe, viile, smochinii și măslinii voștri, i-au mâncat deseori lăcustele. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine. Am trimis în voi ciuma, ca în Egipt. Și cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine. V-am nimicit ca pe Sodoma și Gomora pe care le-a nimicit Dumnezeu. Și cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine. Toate aceste lucruri s-au întâmplat de la 931 până la anul 750. Și poporul se apropie de punctul la care Dumnezeu nu-i mai rabdă pe fața pământului. Și prin Amos spune, Dumnezeu ajunge la punctul la care și-a pierdut în îndelunga răbdare. Nu-i mai poate răbda. Și Dumnezeu este pe punctul de a-i Dar înainte de a-i le mai trimite un ultim mesaj, un profet. Și omul pe care îl alege Dumnezeu pentru slujba aceasta este Amos. Amos este din regatul de sud. Este din localitatea Tecoa. Este o cetate mică în zona de pustie a iudeii. Amos n-a făcut teologie. N-a fost la școala prorocilor. Amos a fost de profesie cioban. Și ca să-și completeze venitul că n-avea turme mari de oi, în sezonul potrivit, culegea smochine de Egipt. Fructe de pădure, am zice noi. Și într-o zi Dumnezeu îi spune, Amos, lași turma ta de oi și lași toate lucrurile tale și te duci în Samaria. Te duci în Samaria și transmite mesajul acesta. Răbdarea lui Dumnezeu cu voi a ajuns la capăt. Pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Mesajul acesta i-a iritat teribil pe cei din Samaria. I-au cerut lui Amos să termine cu prorocia lui, l-au amenințat și s-a uitat la Amos la prorocia lui ca și când e vorbă doar care te supără. De ce? Pentru că în vremea aceasta a lui Ieroboam al doilea nu era niciun pericol la granițe. Era o vreme în care toate popoarele din prejur erau deosebit de slăbite și nu era nicio primejdie militară la graniță. Din punct de vedere economic, era o perioadă de relativă prosperitate stau pe paturi de filde și au case mari, beau din pahare cu picior lung și stau și se delectează în petrecerile lor și cântă din alăută și beau până când delirează. Și când Amos vine să le spună degetul lui Dumnezeu, vă anunță că este ultima avertizare. Pregătește-te să-L întâlnești pe Dumnezeul tău. Mesajul lui Amos este: Vei fi față în față cu Dumnezeu. E hotărâtă întâlnirea. Nu o poți evita. Dumnezeu a stabilit-o și vei da față cu Dumnezeu. Pregătește-te pentru asta. L-au luat în bagiocură pe Amos. Nu s-au pregătit să se întâlnească cu Dumnezeu. Și peste 30 de ani de la data la care Amos a transmis mesajul. Regatul de nord al lui Israel a fost șters de pe fața pământului. Realmente a fost șters de pe fața pământului. De la anul 722 încolo, nu se mai vorbește în istorie de regatul de nord. A venit invazia siriană și Dumnezeu i-a șters de pe fața pământului. Pentru că și-au pus încrederea în faptul că se vor descurca și dacă dau față cu Dumnezeu. Acesta a fost mesajul lui Amos pentru vremea de atunci. Numai că mesajul acesta pregătește-te să-l întâlnești pe Dumnezeul tău este valabil pentru toate generațiile și pentru generația noastră a celor care încheiem 2016. Și dacă va îngăduit Dumnezeu, vom intra în 2017. E o vreme în care, din punct de vedere moral, România, Europa și toată lumea occidentală este ca Israelul în vremea aceea. Este corupție de la nivelul cel mai de sus până la cel mai de jos. De la cei care conduc țările până la cei care vând semințe în piață. Toată lumea vrea să înșele. E o pornire a omilor să câștige prin necinste, prin înșelare și să înșele și să falimenteze pe cine poate. Este o stricăciune religioasă în care oamenii se duc la adunări religioase nu să se facă mai buni, ci să se facă mai răi. Sărbători care au un fast exterior și stau pe o stricăciune teribilă înăuntru. Sunt pline adunările de destrăbălați și de stricați. E o vreme în care oamenii se simt în siguranță. Când ne uităm la România și orice pericol ar veni de orice fel, știți care e siguranța noastră? Suntem în NATO. Și siguranța noastră nu mai e în Dumnezeu ce e în NATO. Dacă e problema locurilor de muncă sau a câștigurilor sau a salariului sau a banilor, nu mai e încrederea în Dumnezeu ce e încrederea în Uniunea Europeană. Suntem în Europa. Ne uităm la toate lucrurile și ni se pare că suntem în siguranță, că nici Dumnezeu nu ne mai poate atinge. Și adunările, și sărbătorile, și creștinismul devine un fel de distracție socială. Și mesajul este, pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Ce variante am să mă întâlnesc cu El? Care îmi sunt alternativele? Întâlnirea e sigură. Amos nu zice s-ar putea, dacă ești de acord, dacă stabiliți agenda, puteți face o întâlnire tu și Dumnezeu și Vedeți cum vă descurcați. Am o spune, întâlnirea este sigură și este decisă de Dumnezeu. Noi avem o singură parte. Pregătește-te. Cum să mă pregătesc să mă întâlnesc cu Dumnezeu? Din Sfânta Scriptură pentru seara aceasta am luat patru variante, patru alternative. Patru variante de oameni care s-au întâlnit cu Dumnezeu și să te uiți care te descrie pe tine, care mă descrie pe mine. Prima variantă, întoarceți-vă, rog, la cartea 1, împărați capitolul 13. Prima variantă este, pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeu pe drumul neascultării și a compromisului tău pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeu pe drumul neascultării și a compromisului. Aici, în 1 Împărați, capitolul 13, suntem în vremea lui Ieroboam, primul împărat, Ieroboam I, la anul 930, când a stabilit cele două locuri de întâlnire, la Betel și la Dan, a așezat viței aceia care sunt spurcăciune idolatră și adună poporul și pune preoți care n-au nimic de a face cu preoția, niște oameni fără Dumnezeu, fără moralitate, fără niciun fel de lumină spirituală, îi așează preoți și dau drumul la sărbătoare. Și în mijlocul sărbătorii Dumnezeu trimite un om al lui și citim așa. Unul împărați, capitolul 13. Dar iată că un om al lui Dumnezeu a venit din Iuda la Betel, trimis de cuvântul Domnului, tocmai pe când stătea Eroboam la altar să ardă tămâie. El a strigat împotriva altarului după cuvântul Domnului și a zis, Altarule, altarule! Așa vorbește Domnul. Iată că se va naște un fiu caselui David, numele lui va fi Iosia. El va junghea pe tine pe preoții înălțimilor care ard tămâie pe tine și pe tine se vor arde o seminte omenești. Și în aceea zi a dat un semn zicând, acesta este semnul care arată că Domnul a vorbit. Altarul se va despica și cenușa de pe el se va vărsa. Când a auzit împăratul cuvântul pe care strigase omului Dumnezeu împotriva altarului din Betel, a întins mâna de pe altar zicând, prindeți-l! Și mâna pe care o întinsese Ieroboam împotriva lui, s-a uscat și nu a mai putut o trage înapoi. I-a paralizat mâna pe roc. I-a înțepenit. Atunci împăratul a luat cuvântul și i-a zis omului lui Dumnezeu, roagă-te Domnului Dumnezeului tău și cerei să mi pot trage mâna înapoi. În clipa aceea înțelege că numai Dumnezeu mai poate vindeca. Și omul acesta lui Dumnezeu se roagă pentru el și împăratul a putut să-și tragă înapoi mâna care s-a făcut sănătoasă ca mai înainte. Și acum împăratul îi zice omului lui Dumnezeu, intră cu mine în casă să iei ceva de mâncare și îți voi da și un cadou. Uit că m-am supărat pe tine, te-ai rugat lui Dumnezeu, mi s-a vindecat mâna, îți dau de mâncare, îți dau și un cadou. Ne facem prieteni. Și omul Dumnezeu a zis Împăratului, jumătate din casa ta să-mi dai. Și n-aș intra cu tine, nu voi mânca pâine și nu voi bea apă în locul acesta, căci iată ce poruncă mi-a fost dată prin cuvântul Domnului. Să nu mănânci pâine, nici să bei apă și nici să nu te întorci pe drumul pe care te vei duce. Și spune, porunca din partea lui Dumnezeu este să vin să anunț ce zice Dumnezeu și mă întorc. N-am nicio părtășie cu voi. N-am niciun fel de legături cu voi. Așa că a plecat. De la versetul 11. În Betel locuia un proroc bătrân. Fiii săi au venit și au istorisit toate lucrurile pe care le făcuse omului Dumnezeu la Betel în ziua aceea, precum și cuvintele pe care le spusese împăratul după ce au istorisit tatălui lor toate. El a zis, pe ce drum a plecat? Fii săi văzuseră pe ce drum plecase omului Dumnezeu care venise din Iuda. Și a zis fiilor săi, puneți-mi șaua pe măgar I-au pus o pe măgar și a încălecat pe el. S-a dus după omul lui Dumnezeu și l-a găsit stând sub un stejar. Și a zis, tu ești omul Dumnezeu care a venit din Iuda? El a răspuns, eu sunt. Atunci el i-a zis, vină cu mine acasă să iei ceva să mănânci. Dar el a răspuns, nu pot nici să mă întorc cu tine, nici să intru la tine, nu voi mânca pâine și nici nu voi bea apă cu tine în locul acesta, căci mi s-a spus prin cuvântul Domnului să nu mănânci pâine, nici să nu bei apă acolo și nici să nu te întorci pe drumul pe care te vei duce. Cuvântul lui Dumnezeu e clar. Numai că celălalt i-a zis, auzi, și eu sunt proroc. Și eu sunt proroc a tine. Și un înger mi-a vorbit din partea Domnului și mi-a zis, adul cu tine acasă ca să mănânce pâine și să bea apă. Ce spune cuvântul în continuare? Îl mințea. Și acceptă minciuna, se întoarce cu el, în loc să rămână pe calea Domnului, se bate din cale, în neascultare și în compromis. Se duce cu omul acesta care îl minte și bea cu el și mănâncă cu el. Și în timp ce stă la masă. Dumnezeu îl zgâlție pe celălalt. Și el a strigat omului lui Dumnezeu care venise din Iuda. Așa vorbește Domnul. Pentru că n-ai ascultat porunca Domnului și n-ai păzit porunca pe care ți-o dăduse Domnul Dumnezeul tău. Pentru că te-ai întors și ai mâncat pâine și ai băut apă în locul despre care spusesem să nu mănânci pâine, să nu bei apă acolo. Trupul tău mort nu va intra în mormântul părinților tăi. Neascultarea și compromisul. Neascultarea și compromisul acesta l-au bătut din cale. O, nu l-a negat pe Dumnezeu. N-a zis că se despocăiește. Nu mai s-a bătut din cale. Că a găsit pe unul care l-a înșelat, l-a mințit și l-a dus pe altă cale. Și când s-a întors și a fost întâlnit pe drum de un leu care l-a omorât, Trupul lui mort era întins pe drum, măgarul a rămas lângă el și leul stătea și el lângă trup. S-a întâlnit cu Dumnezeu pe drumul neascultării și a compromisului. Dragii mei, câți dintre noi știm în cugetul nostru că ne ducem pe un drum a neascultării? O, că nu ne-am lepădat de Dumnezeu de tot! Că venim la biserică! Că participăm la slujbe religioase! Dar în viața noastră am acceptat să mergem pe drum străin! Am acceptat relații străine, mincinoase, care n-au de-a face cu Dumnezeu! Re relații și legături! Ești pe drumul neascultării! Pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeu. Tot mai mulți oameni se întâlnesc cu Dumnezeu pe șosele. Se duc acasă, se duc de acasă cu mașina și se întorc acasă în sicriu. Mă rog ca Dumnezeu să ne cerceteze îți spune cugetul tău înaintea Duhului Lui Dumnezeu că ești pe o cale rătăcită. Că ai acceptat compromisul. Că ai acceptat să iei lucruri pe care Dumnezeu ți le-a spus clar, n-au ce căuta în viața noastră. Pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeu. Asta e prima variantă. A doua variantă, Pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeu în somnul și în nepăsarea amânării. Matei, capitolul 25. Atunci împărăția celor se va semăna cu zece fecioare care și-au luat candelele și-au ieșit în întâmpinarea mirelui. Cinci dintre ele erau nechipzuite și cinci înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele și un de lemn dar cele înțelepte împreună cu candele au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăboveau, au țipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare, iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte, dați-ne din un lemnul vostru, că ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns, nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând un lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere un lemn, a venit mirile, cele ce erau gata, au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte și au zis, Doamne, Doamne, deschide-ne. Dar el drept răspuns le-a zis, adevărat, vă spun că nu vă cunosc. Imaginea este copleșitoare. Este în prac de nuntă. Imaginea este a unei nunți în cultura, în tradiția evreiască. Nunțile acolo erau diferite de ale noastre. Era preocuparea părinților să caute partener, soț sau soție pentru copiii lor. Și asta se întâmpla de când erau micuți. Pe la 3-4 ani era prima înțelegere între părinți în mare taină, pe la 12 ani când intrau în tinerețe era altă întâlnire de față cu martori, dar fără copii și totul era în taină și copiii nu știau nimic. Intrau în pragul tinereții știind că părinții poartă de grijă de căsătoria lor. Când ajungeau la vârsta căsătoriei, avea loc logodna propriu-zisă, care era în felul următor. Într-un loc special amenajat, veneau părinții băiatului cu băiatul, părinții fetei cu fata, veneau martorii și fata venea în sala pregătită în care aștepta băiatul cu fața acoperită cu un voal opac. Și slujba băiatului era să ridice voalul să-i descopere fața. Și -a era marea surpriză. Asta surpriza e a părinților. Din clipa în care i-a văzut fața, asta era logodna propriu zise și din punct de vedere juridic avea valoarea de căsătorie. Dar nu locuiau împreună. El se ducea acasă și un an de zile se pregătea să fie soț și tată, ea se ducea acasă, se pregătea să fie soție și mamă și nu se întâlneau deloc în timpul acelui an de logodnă. Nu erau toată ziua bala Lotus, bala uh, McDonald's. Nu, erau fiecare, se pregăteau. Exact la un an de când se împlinea se un an de când i-a descoperit fața. Fata se pregătea și se îmbrăca mireasă. Și toate prietenele ei veneau și ele pregătite ca să însoțească mireasa pentru că rânduiala era să vină mirile cu alaiul lui, să ia mireasa și să meargă la locul special pregătit pentru recepția de nuntă. Numai că mirele avea un drept atunci pe care astăzi îl au miresele. Avea dreptul să întârzie. Mirele putea să întârzie un ceas, cinci ceasuri, o zi, două zile, cinci zile, șapte zile până la două săptămâni avea voie să întârzie. În intervalul acesta putea să vină la orice oră din zi și din noapte. Dacă mireasa era nepregătită, se descalifica. Dacă cele care erau invitate ale miresei erau nepregătite când vine mirele, se descalificau. Și pilda celor 10 fecioare este în perioada aceasta de așteptare. În perioada de așteptare sunt toate acolo, dar cinci dintre ele nu sunt gata. N-au luat decizia finală. Nu o să fie chiar noaptea asta. Nu o să fie chiar noaptea asta. Rezolvăm celelalte că mai avem timp și mâine. Asta este una dintre marile înșelătorii ale vremii noastre. Mai am vreme și mâine să rezolv problema mântuirii. Pregătește-te să-L întâlnești pe Dumnezeu în noaptea în care nu te aștepți, în ziua în care nu te aștepți, pregătește-te să, te întâlnești cu Dumnezeu. Știți ce se întâmplă cu fiecare amânare? Inima se împietrește mai mult? Cu fiecare amânare se împietrește mai mult și ce odată l-a făcut să vibreze, acum trece pe lângă timpan ca nu ca în perete. Pregătește-te să-l întâlnești pe Dumnezeul tău. Și amânarea să te coste o veșnicie întreagă. Este a doua variantă. De câți ani ei? De câte ori ți-a vorbit Dumnezeu? Când Amos a zis, pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeu, a fost ultima avertizare a lui Dumnezeu. Când Dumnezeu i-a spus omului acelui, i-a să meargă să strige în altar, i-a spus, asta e calea, nu te abazi de la ea. Dacă ea te-a bătut, pregătește-te să-l întâlnești pe Dumnezeu. Pentru cele 10 fecioare, responsabilitatea este să fii gata în orice clipă ca să poți spune vino, Doamne Iisuse. Dacă ar veni noaptea aceasta, ești printre cei care au mânat? Pregătește-te. A treia variantă. Evanghelia după Luca la capitolul 12. Apoi le-a zis, Vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și le-a spus pildă aceasta, țarina unui om bogat rodise mult. Și el se gândea în sine și zicea, ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile. Iată, zice el, ce voi face, voi strica grânarele, voi zidi altele mai mari, acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu, sufletul al meu, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Știți cum s-ar fi salutat cu prietenii lui în seara aceea? La mulți ani. Și ar fi spus, stau bine, n-am griji pentru anii care vin. Sufletul meu, ești în siguranță. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Nu-i nicio primejdie. Din nicio parte nu-i nicio primejdie sunt în deplină siguranță. Am tot ce îmi dorește sufletul. Sunt stăpân și pe timp. Am lucrurile pregătite pentru mulți ani. Numai că Dumnezeu i-a spus nebunule, n-ai mulți ani. De fapt, nu mai e nicio zi. În noaptea aceasta Ți se va cere înapoi sufletul. Nu era bolnav în seara aceea. N-avea analize proaste. Nu era amenințat că vin peste el să-l omoare hoții. Toate erau, din punctul lui de vedere, în siguranță. Un singur lucru nu era sigur. Nu era pregătit să-l întâlnească pe Dumnezeu. Ioan Alexandru, unul dintre cei mai mari poeți creștini ai României, obișnuia seara când se ducea la culcare și mi-a fost dat să l-aud în rugăciunea lui de seară spunea așa: Doamne, Părinte ceresc, dacă noaptea aceasta patul în care mă culc devine catafalc, Patul în care mă culc devine catafalc. În mâinile tale îmi încredințez Duhul. Cine îți garantează că patul în care ne culcăm seara asta nu se transformă în catafalc? Pregătește-te să-L întâlnești pe Dumnezeul tău. Omul acesta este pe drumul împietririi. Este atât de împietrit încât și atunci când îi spune în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. Nu face ceea ce a făcut altă dată împăratul Ezechia. Știți ce a făcut Ezechia când a venit Isaia și i a spus rânduiește casa tale că Dumnezeu a hotărât că vei muri. Și ce a făcut Ezechia? S-a întors cu fața la perete, a început să se roagă, roage și să plângă. L-a căutat pe Dumnezeu și a spus, Doamne, îndură de mine. Doamne, nu sunt pregătit să mă întâlnesc cu tine. Doamne, mai lasă zile. Omul acesta este așa de sigur că nici Dumnezeu nu-l poate clinti. Încă după avertizarea lui, pe care o primește atât de clar în noaptea aceasta, ți se va cere înapoi sufletul. Nu cade pe genunchi să spună, Doamne, sufletul meu este pierdut. Este la culmea împietririi. Te afli pe drumul acesta. va fi pentru fiecare dintre noi o noapte. Dar pentru unii noaptea aceea va fi intrarea în lumina glorioasă a prezenței Domnului. Iar pentru alții intrarea în noaptea veșnică, care nu se mai termină niciodată. Pregătește-te să-L întâlnești pe Dumnezeul tău. E noaptea marilor petreceri. Ne rugăm să nu fie noaptea marilor tragedii. Dar din punct de vedere statistic, se știe că în fiecare secundă un om pleacă de pe Pământ în veșnicie. Dacă sunt eu pe lista plecărilor, dacă ești tu pe lista plecărilor, cine îți garantează că ajungem seara asta acasă? Cine ne garantează că patul nu devine catafalc? Cine ne garantează că anul acesta care vine, dacă intrăm în el? nu este ultimul an al nostru pe pământ. Pregătește-te să-L întâlnești pe Dumnezeul tău. Probabil că o să ziceți, frate Paul, nu ai și ceva mai frumos. Ba da, Biblia are lucruri extraordinar de frumoase. Cartea lui Iona, capitolul 3. Cuvântul Domnului a vorbit a doua lui Iona astfel. Scoală-te, du-te la Ninive, cetatea cea mare și vestește acolo strigarea pe care ți-o voi da. Și Iona s-a sculat și s-a dus la Ninive, după cuvântul Domnului. Și Ninive era o cetate foarte mare, cât o de trei zile. Iona a început să pătrundă în oraș, cale de o zi strigând și zicând, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. La ora la care s-a dus Iona Ninive, nu era nicio amenințare de nicăieri pentru Ninive. Nu era niciun pericol de război de nicăieri, de invazie. Nu era pericol de cutremur de pământ sau de explozie vulcanică. Nu era pericol de inundații și nu era pericol de ciumă. Niciun fel de pericol la orizont. Și vine un străin ca Iona să strige încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu. Au vestit un poș și s-au îmbrăcat cu saci, de la cei mai mari până la cei mai mici. Lucrul acesta a ajuns la urechea împăratului din Ninive. El s-a sculat de pe scaunul lui de domnie și a scos mantia de pe el, s-a coberit cu un sac și a șezut în cenușă. A trimis să se dea de știre în Ninive din porunca împăratului și mai marilor lui următoarele. Oamenii și vitele, boii și oile, să nu guste nimic, să nu pască și nici să nu bea apă deloc, ci oamenii și vitele să se acopere cu saci, să strige cu putere către Dumnezeu și să se întoarcă de la calea lor ce și de la faptele lor de asuprire de care le sunt pline mâinile. Cine știe dacă nu se va întoarce Dumnezeu și se va căi? Și dacă nu își va opri mânia lui aprinsă ca să nu pierim. Niciun pericol exterior. Dar s-a întâmplat ceva adânc în cugetul lor. Cuvântul primit a rezonat cu ceea ce știau în cugetul lor, că sunt răzvrătiți, păcătoși, că sunt stricați înaintea lui Dumnezeu. Cugetul lor le spunea că sunt stricați. În cugetul lor simțeau că trebuie să vină pedeapsa. Și când au auzit mesajul, mesajul acela a rezonat cu inima lor. Și din adâncul inimii mi-au spus, da, e mâna lui Dumnezeu aici. Vreau să vă imaginați. Cum ar fi că în noaptea aceasta președintele Iohannis, primul ministru desemnat, Sorin Grindeanu, președintele Senatului Călin Popescu Tăricianu, președintele Camerei Liviu Dragnea, cei care vor fi propuși pentru ministere și cei care sunt în Parlament să spună România, de la cel mai mare până la cel mai mic, să se plece înaintea lui Dumnezeu în sac și cenușă în post. Să ne rugăm ca Dumnezeu să se îndure de țara noastră. Oamenii și vitele, imaginați-vă toate animalele care n-au primit mâncare și n-au primit apă. Eu am crescut la țară. Știu ce înseamnă când mugesc vitele că n-au apă, că sunt stoarse de sete, că sunt secătuite, arse, și mugesc și te sfâșie. Imaginați-vă cetate în care totul strigă și sfâșie. că e pocăință. Și Dumnezeu a văzut că e pocăință. Și Dumnezeu a îndepărtat mânia de la ei. Și Dumnezeu le-a dat iertare. Cum ai vrea să te întâlnești cu Dumnezeu? Pe drumul rătăcirii? Ai vrea să te întâlnești cu Dumnezeu în rătăcirea ta și în compromisurile tale? Ai vrea să te întâlnești cu Dumnezeu în somnul și în nepăsarea amânării, crezând că lucrul acesta poate să fie lăsat pentru o altă dată? Ai vrea să te întâlnești cu Dumnezeu în împietrirea inimii, bazându-te pe tine și pe descurcării faptul că ești descurcăreț. Sau ai vrea să te întâlnești cu Dumnezeu în pocăință, în rugăciunii, în recunoaștere să-i spui, Doamne, la sfârșit de an îți mulțumesc că nu mi-ai luat viața. La sfârșit de an îți mulțumesc că ești gata să mă mai cercetezi odată. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște minima. inima. Vezi dacă sunt pe o cale rea și dumă pe calea veșniciei este calea Domnului Isus Hristos. Este calea celui care s-a născut în Ieslea din Betleem și a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Întâlnirea cu Dumnezeu poate să fie acelui, acelui mântuit. Și când se gândește la întâlnirea aceasta cel mântuit, spune în cartea Apocalipsa, Duhul și Mireasa zic, vină Doamne Iisuse la întâlnire. Vino, Doamne, Iisuse, sunt gata să mă întâlnesc cu tine pentru că am păcatele iertate. Când este vorba de cei nemântuiți, spune cartea Apocalipsa, vor fugi la munți și vor zice, munților cădeți peste noi și acoperiți-ne de mâniea celui cu care ne întâlnim. Cum mai vrea să te întâlnești? Eu îmi doresc din toată inima să mă întâlnesc cu Domnul pe baza jertfei Domnului Iisus Hristos, cu păcatele iertate și spălate în sângele Lui, cu numele scris în cartea vieții și îmbrăcate în neprihănirea Lui. Vreau să mă întâlnesc cu El pe drumul ascultării și a sfințirii. Vreau să mă întâlnesc cu El, rămânând credincios până la capăt. Tu cum ai vrea să te întâlnești cu El? Haideți să plecăm capetele în rugăciune. E ultima zi a anului. Dumnezeu are în calendarul lui pregătită ziua întâlnirii cu fiecare dintre noi. Dacă ești pe drumul compromisurilor și a răzvrătirii, a neascultării, mă rog ca Dumnezeu să-ți îndrepte inima. Stai înaintea lui și spune-i, Doamne, în cugetul meu știu că mă duc pe un drum, sunt în relații, sunt în lucruri, sunt în fapte, sunt în prejurări care sunt împotriva voii tale. Doamne, am fost frământat cu lucrurile acestea de multă vreme, dar n-am avut puterea să ies de pe drumul acela. Strigă către Dumnezeu și spune-i, Doamne, dăm harul să mă întorc pe calea cea dreaptă nu-mi lua viața când sunt pe drumul răzvrătirii. Dar nu vreau să mă joc cu tine. Dacă ești pe calea aceea, înalți o rugăciune și spune Doamne, mă întorc cu toată inima acasă, ca fiul rătăcit de altădată. dată. Dacă ești în vremea în care nepăsarea te-a făcut să amâi mereu, și cel mai important lucru pentru fiecare om veșnicia noastră a fost lăsat ca și când ar fi cel mai puțin important. Biblia spune, astăzi dacă auzi glasul lui, nu-ți împietri inima. Mă rog ca Dumnezeu să despetrească inimii și să dea hotărâri sfinte. Ești prins de bogățiile și de succesul tău. Ești prins de poziția ta și de siguranța pe care crezi că ți-o dă lumea aceasta. Nu i-ar trebui lui Dumnezeu decât să lase o simplă bacterie noaptea aceasta. Să se activeze în trupul tău și până dimineață. Patul să devină catafalc. Nu i-ar trebui lui Dumnezeu decât să lase o singură celulă din corpul tău să o ia razna și în câteva luni de zile să fii măcinat de o boală cumplită. Nu i-ar trebui lui Dumnezeu decât în clipa următoare să nu-i mai dea poruncă inimii tale să mai bat o dată. Și să intrăm în veșnicie. Pentru că viața este în mâna Lui. Dacă ți-ai clădit viața pe siguranța resurselor tale, mă rog să se îndure Dumnezeu de sufletul tău. Dar dacă ești cu inima aceea ca a celor din Ninive, în adâncul inimii tale știi că ești pe o cale pierdută. Știi că mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului s-a descoperit din cer. Știi că Dumnezeu este un Dumnezeu sfânt și drept dar este și un Dumnezeu milos și plin de dragoste, care a venit să caute, să mântuiască pe cel pierdut. Și înțelegi că ne întoarcem la El cu pocăință și credință, renunțând la păcate, recunoscând că ne-am răzvrătit împotriva Lui, recunoscând dreptatea Lui și apelând la îndurarea Lui. Și ești gata să spui, Doamne, în seara de Revelion. Dăm și mie pocăința adevărată. Dăm și mie decizia sfântă de a pune capăt păcatelor și de a mă întoarce la tine. Pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. În viața fiecărui om este o linie invizibilă pe care o știe doar Dumnezeu. Când ai trecut de linia aceea, nu mai este cale de întoarcere. Încă în seara aceasta, mai este cale de întoarcere. Dacă ești gata să te întorci, din adâncul inimii în o rugăciune și pocăiește-te de păcatele tale și puneți încrederea în, în jertfa Domnului Isus Hristos în baza promisiunii Scripturii și spune-i Domnului, Doamne, aici este viața mea, aici este inima mea, aici este decizia mea. Primește-mă, pentru că vreau să-mi dai iertarea ta și mântuirea ta. Dacă asta e decizia și rugămintea ta. Exprim-o și în afară printr-o mână ridicată și începem cu cei de la balcon. Oriunde este cineva la balcon, ridicăm mâna sus și ține o clipă, slăvit să fie Dumnezeu, da? Sunt alții, să vă binecuvinteze Domnul, da? Și acolo să vă binecuvinteze Domnul, dacă sunt alții la balcon. Oriunde ești, ține mâna sus ca să o pot vedea și spune, Doamne, e seara întoarcere la, la tine. Slăvit să fie Dumnezeu. Jos aici în sală, oriunde ești. Mâna ridicată sus este exprimarea vizibilă în afară. Când adânc cu inimii spui, Doamne, e seara întoarce la tine, primește-mă așa cum sunt și mântuiește-mă și ajută-mă să fiu pregătit pentru întâlnirea cu tine în har, nu în judecată. Arată-o cu o mână ridicată, oriunde este cineva, ține mâna sus ca să o pot vedea. Slăvit să fie Domnul! Da, să vă binecuvinteze Domnul! Lăsați mâna jos, dacă sunt alții! La balcon, dacă mai este cineva! este ultima chemare a anului acestuia. Ține mâna să o slăvit să fie Dumnezeu. V-am văzut și acolo să vă binecuvinteze, Domnul. Dacă sunt alții, a Lui să fie slava. În vecii vecilor, amin. Aș vrea să încheiem cu cântarea care spune Aș vrea să mă întâlnesc cu Domnul. Cântarea 253. Haideți să o cântăm împreună. E seara de anul nou, la Burzuc stau până la două noaptea. Noi stăm numai până la 8 și sfert. Stăm și mai, cântăm cântarea aceasta, vom încheia cu rugăciunii, că altfel ne mutăm la Burzuc.